Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dragii mei, chiar dacă într-adevăr am acumulat niște frustrări pe drumurile patriei până la dumneavoastră, pentru că spunea cineva, cred că un om foarte cunoscut din media românească, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, eu mă gândesc că putem să parafrazăm într-un alt mod, trăim în România și asta ne obosește tot timpul, pentru că se încep proiecte de infrastructură și nu se mai termină odată. Dar, dragii mei, mulțumim Domnului că putem în această seară să ne decuplăm când venim în biserică, să ne decuplăm de toate problemele cotidiene și să putem să ne conectăm la vocea lui Dumnezeu. E adevărat că am pornit mult mai devreme de acasă, undeva pe la ora 1 am pornit la drum, mă gândeam că să apuc să stau cu fratele Dan Niștescu la o cafea. 4 ani de zile am stat în institut, am fost colegi de an și chiar mă gândeam că poate o să ajung să fiu mai repede, să putem să stăm împreună, dar asta e România și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Dacă nu vă cer prea mult, o să vă rog să vă ridicați în picioare. Vă spun că după 5 ore aproape mașină, e o mare plăcere pentru mine să stau ridicat în picioare. Nu știu dacă și pentru dumneavoastră. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Vreau să citim câteva versete foarte frumoase din Sfânta Scriptură și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și cuvântul Domnului spune așa. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângherea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privirile el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era și acolo o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. Am citit în urmă cu ceva timp, pentru că trebuie să recunosc că îmi place foarte mult să citesc statistici, sondaje de opinie, tot felul de cercetări de genul acesta, pentru că vreau să înțeleg cum gândesc oamenii. Asta este unul dintre lucrurile pe care recunosc că le doresc foarte mult să le aprofundez tot mai mult, pentru că în momentul în care înțelegi cum gândesc oamenii, nu doar din jurul tău și poate oamenii cu care interacționezi mai rar, îți poți să-ți conturezi o anumită imagine despre lumea în care trăiești și în același timp, din perspectiva de slujitor, îmi doresc să pot să fiu cât mai adaptat, dacă vreți, la nevoile oamenilor. Am citit cu ceva timp în urmă un sondaj de opinie făcut de un mare sociolog britanic, William Marston este numele lui, și omul acesta a interogat pentru sondajul acesta de opinie mai bine de 3.000 de oameni. Există un lucru în sociologie, se spune că pentru ca un sondaj de opinie să fie relevant,
trebuie să chestionezi peste 3.000 de oameni, din diferite medii, și tineri, și bătrâni, și bogați, și săraci, și sănătoși, și mai puțin sănătoși, din toate categoriile. Acum, omul acesta a chestionat mai bine de 3.000 de oameni și le-a pus o singură întrebare, la care oamenii au trebuit să răspundă într-un mod, bineînțeles, onest, sub protecția anonimatului. Pentru ce trăiești? Mai bine de 3.000 de oameni au fost întrebați de omul acesta prin intermediul acestui sondaj. Pentru ce trăiești? După ce a adunat toate răspunsurile, a ajuns la un rezultat foarte surprinzător. Mai bine de 70% din peste 3.000 de oameni au declarat la întrebarea pentru ce trăiești. Oamenii ăștia au spus habar n-am. 70% din oamenii interogați au spus habar nu avem pentru ce trăim. Nu știm. Acum m-am gândit asta, cum ar suna într-o biserică? Ce-ar fi dacă am face sondajul ăsta în biserică? Bineînțeles, sub protecția anonimatului. Oare ce am putea să răspundem noi, cei din mediul evanghelic, de ce nu, la întrebarea pentru ce trăiești? Sunt convins, dragii mei, că dacă ar fi însă să iau pe cineva în mod aleatoriu în seara asta, fiți pe pace, nu o să o fac, dar dacă ar fi să întreb pe cineva în mod aleatoriu, să spun, frate, uite, sau soră, vreau să te întreb pentru ce trăiești. Sunt convins că poate și eu, la fel ca dumneavoastră, aș ști foarte repede să dau un citat frumos din Scriptură. Aș ști să dau o replică superbă, nu, din Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Dar vedeți dumneavoastră, frați și surori, astea de multe ori sunt replici. Și sunt frumoase. Pentru că de prea multe ori realitatea este cu totul și cu totul alta. Și vreau să vă spun, dragii mei, că vreau să considerați că nu un sociolog sau nici măcar un păstor vă întreabă în seara asta, ci gândiți-vă că în țara aceasta ne întreabă Dumnezeu, dar în modul ăla real, pe bune, pentru ce trăim? Dumnezeu, credeți-mă, că n-are nevoie de replicile noastre. Dumnezeu cunoaște realitatea din viața noastră. Și Dumnezeu vrea să te întrebe în această seară, prin intermediul acestui cuvânt, pentru ce trăiești? E o întrebare la care vreau să reflectăm și frați și surori și prieteni de o măsură. Spunea de asemenea cineva, există două zile definitorii în viața oricărui om. Există două zile fundamentale în viața oricărui om pe acest pământ. Prima zi e ziua în care te naști. Și a doua zi, poate și mai importantă, este ziua în care afli pentru ce te-ai născut. De ce foarte mulți oameni habar n-au pentru ce trăiesc? Pentru că n-au răspuns la întrebarea de ce sunt în lumea aceasta. Cea mai importantă zi din viața noastră, dragii mei, e ziua în care am aflat pentru ce te-am născut. Și mă rog din toată inima, dacă în această seară încă sunt oameni care nu au găsit răspunsul acesta, mă rog ca prin intermediul cuvântului Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu în această seară să ne vorbească. Și haideți să vedem împreună, pentru că acesta este gândul pe care vreau să vi-l împărtășesc. Pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Și, dragii mei, răspunsul la întrebarea pentru ce merită să trăim, o să ne-l dea în mod paradoxal doi oameni aflați la, dacă vreți, amurgul vieții. Doi oameni, cel puțin la una, femeia, o știm de pe Ana, avea 84 de ani. Și o să privim în această seară răspunsul la întrebarea pentru ce merită să trăiești de la o femeie în vârstă de 84 de ani și de asemenea de la un om foarte înaintat în vârstă pe nume Simeon, care și el probabil că undeva pe acolo plus minus era, cine știe, 70, poate 80 de ani. Și în mod paradoxal, dragii mei, oamenii aceștia ne dau răspuns în această seară și niște răspunsuri concrete la întrebarea pentru ce merită să trăim. Pentru ce merită să trăim? Dragii mei, primul lucru pe care vreau să subliniez în direcția aceasta, pentru ce merită să trăim? Cred din toată inima că mă uit și mă uit în viața acestor doi oameni, merită să trăim. Și merită să trăiești o viață întreagă de sfințire. Știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Dacă merită în viața asta să trăiești pentru ceva, merită să trăiești o viață întreagă în sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială.
cu Iisus Hristos. Merită, uitați-vă în dreptul acestor oameni, merită să trăiești o viață întreagă în sfințire. Acum, e adevărat că atunci când noi rostim cuvântul, trebuie să fim sfinți, sfințenie, de foarte multe ori dăm îndemnul la rugăciune, de foarte multe ori auzim și uzăm de limbajul acesta, de terminologia asta biblică, sfinți, trebuie să fim sfinți. Mi-a zis cineva la un moment dat cu foarte mare deschidere, bă, frate, profesor, vreau să spun ceva. Eu știi ce cred? Și am zis, ce? Eu cred că sfinții sunt numai în calendar, că eu n-am văzut, zice, niciunul pe pământ. Și am zis, frate, faptul că tu nu vezi ceva nu înseamnă că nu există. Dragii mei, vreau să înțelegem în această seară, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă să trăim pentru ceva. Și vreau să înțelegem sfințenia nu din perspectiva percepțiilor noastre, nu din perspectiva, dacă vreți, a culturii în care trăim, nu din perspectiva folclorului nostru, fie tradițional, fie evanghelic, ci vreau să o vedem din perspectiva cuvântului Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, dragii mei, sfințirea presupune, din punct de vedere biblic, sfințirea presupune o dublă punere deoparte. Există un act pe care îl face Dumnezeu. Omul în momentul în care îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui. În momentul, dragii mei, în care noi răspundem la jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu, nu în baza meritelor noastre, nu în baza meritelor mele, Dumnezeu mă pune deoparte și Dumnezeu mă socotește sfânt. Și repet, asta nu-i în baza meritelor mele, nu-i în baza faptului că fac eu vreun bine sau în baza acțiunilor mele, ci este în baza jertfei lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, sfințire înseamnă ca Dumnezeu să te pună deoparte. Dar în același, dragii mei, timp, sfințirea nu este completă fără, dacă vreți, răspunsul nostru. Este momentul în care noi ne punem deoparte la rândul nostru pentru Dumnezeu. Pentru că din perspectiva Scripturii, sfințirea înseamnă această dublă dimensiune. Să fii pus deoparte de Dumnezeu și în același timp să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Și când vorbesc despre punerea deoparte pentru Dumnezeu, mă uit la Simeon și mă uit la Ana. Sunt doi oameni, dragii mei, care nu și-au pus o zi deoparte pentru Dumnezeu. Nu și-au pus o lună de zile deoparte pentru Dumnezeu. Mă uit la acești doi oameni și știți ce văd? Văd doi oameni care și-au pus zeci de ani din viața lor deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ana în felul următor, versetul 37. Zi și noapte, știți ce făcea femeia aceasta? Zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poșe, cu rugăciune. Femeia aceasta se pune deoparte pentru Dumnezeu. Femeia aceasta se consacră pentru Dumnezeu. Și când m-am gândit la expresia aceasta, zi și noapte sluja lui Dumnezeu. O să ne gândim puțin acum la noi. Când a fost ultima zi când te-ai pus deoparte pentru Dumnezeu? Și nu mă refer că ți-ai pus două ceasuri în cursul săptămânii să vii la o seară de evanghelizare sau duminica, trei ore dimineața și două seara. Nu mă refer la asta. Când a fost ultima dată când am luat o zi și am spus, Doamne, mai binecuvântat cu ani de zile. Doamne, știi ceva? Vreau ziua de astăzi să o pun deoparte pentru Tine. Vreau ca în această zi să fac ceva ce în mod normal nu fac în alte zile. Când a fost ultima dată, dragii mei, când am pus deoparte o zi pentru Dumnezeu? Sau dacă vreți, când a fost ultima dată când am pus deoparte o noapte pentru Dumnezeu? Când a fost ultima dată, și probabil că unii avem nevoie de memo plus să ne aducem aminte dacă am avut o astfel de noapte. Când a fost poate ultima dată când efectiv ai stat o noapte întreagă în veghe sau în rugăciune să te pui deoparte pentru Dumnezeu? Pentru că, dragii mei, mă uit la acești doi oameni și văd doi oameni care au un scop în viață. Văd doi oameni, deși aflați la bătrânețe, doi oameni care înțeleg pentru ce trăiesc în lumea aceasta. Oamenii aceștia trăiesc o viață în sfințire. Și pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială, cu Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Într-o vreme, uitați-vă, într-o vreme în care oamenii nu se dădeau de la o parte la nimic, ca și astăzi, oamenii nu se dau la o parte de la nimic ca să-și atingă scopurile și interesele, oamenii aceștia doi se pun deoparte pentru Dumnezeu. Într-o vreme, într-o societate precum cea în care noi trăim astăzi, în care vezi că efectiv, de la politicieni și de la toate categoriile sociale, nu se dau la o parte de la nimic. Dragii mei, e vremea să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mai apoi uitați-vă un alt aspect al sfințirii, din perspectiva Scripturii. Sfințirea te face să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu.
Nu există sfințire din perspectiva Scripturii fără frica de Dumnezeu, pentru că de acolo este începutul întregii înțelepciuni. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Simeon în felul acesta. Omul acesta, versetul 25, ducea o viață sfântă și uitați-vă cum o descrie mai departe Biblia, primul lucru, primul atribut, dacă vreți, și era cu frica lui Dumnezeu. Omul acesta, din momentul în care Duhul lui Dumnezeu începe să vorbească cu el și începe să aibă o relație cu Duhul lui Dumnezeu, omul acesta, dragii mei, se pune deoparte pentru Dumnezeu și trăiește viața în sfințire. Dar mai mult de atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că lui Simeon, dacă era frică de ceva în viață, omul ăsta, dragii mei, nu era frică că se măresc prețurile, crește inflația. Omul acesta nu era frică, dragii mei, de verdictele pe care le poate primi din partea oamenilor. Acestui om, dragii mei, este frică de Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri tot mai mult. De cine ne-o frică cu adevărat? De prea multe ori, credeți, m-am întâlnit oameni cu care am vorbit, oameni care au recunoscut, am nevoie de Dumnezeu. În marginea prăpastiei, unii se spuneau, sunt în prăpastie. Duc o viață de nimic, dacă mor, mă duc în iad. Și cu toate acestea, când îi spuneam, ce te oprește să faci pasul decisiv? Ce te oprește să-L mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Spus, mă tem de cum vor reacționa X, Y, Z. Mă tem cum o să reacționeze cu tare, mă tem ce o să zică cu tare, pentru că ne este frică de oameni, dragii mei, ignorăm pe Dumnezeu. Nu există sfințire fără de frică de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să o avem în direcția aceasta. Sunt câțiva ani de zile buni când Dumnezeu m-a vindecat prin cineva de frica de oameni. Trebuia să mă duc undeva în Austria, în Viena, la o biserică. Erau vreo 3-4 seri de rugăciune pentru Duhul Sfânt și m-a chemat un prieten păstor și a zis, frate, Dumnezeu, zis, vreau să vii în aceste seri la Viena, vreau să ții niște predici despre Duhul Sfânt. Dar au zis, uite, vreau să te rog să mai chem pe cineva cu tine care e pe rugăciune. Și a zis, ok, știu persoana potrivită. Știam, eu aveam în minte pe cineva. Sunt pe acest prieten al meu din țară și a zis, uite, trebuie să mergem la Viena. Au zis, gata, ne ducem. Am luat zborul, țin minte, de la Cluj. Aveam un zbor Cluj-București, aveam o escală de vreo 6 ore și după aia București-Viena. Ei, țin minte că m-am urcat într-un avion din ăsta ATR cu elicii la care trebuie să te rogi foarte mult când zbor cu el. Între timp s-o schimba, dar atunci încă erau ale garnitura veche. Țin minte că am decolat de la Cluj, în fața noastră era domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR-ului. Lângă el era un alt deputat. Undeva în partea stângă, pe rândul celălalt, țin minte și acum era domnul, cred că Augustin Zegrean, ăsta era din zona Bistriței, fost președinte la Înaltă Curte de Casație și Justiție, oricum, numai politicieni și somități. Credeți-mă, cred că am recunoscut vreo jumate de avion numai politicieni cunoscuți, figuri pe care le vezi pe la televizor. Și eu mă uitam așa puțin, bă, uite în fața noastră, ăla, și la un moment dat, prietenul ăsta meu n-are nicio treabă cu ziarele, cu... Zis, dar ce te uiți așa uimit? Ce... Bă, zic, tu știi cine e în fața noastră? Tu știi cine e ăla? Tu știi cine e ăla? Serios? Oh, zice, numai bine. Și am zis, da, de ce? Dorel zice, vezi că te evanghelizez. Cum adică mă evanghelizez? Zice, fii atent, noi nu ne cunoaștem, dar ne cunoaștem. Zice, nu ne cunoaștem acum. Și zic, cum adică? Eu, zice, încep să-ți vorbesc despre Dumnezeu. Tu te faci că nu știi. Mă zic, Dorel, trebuie evanghelizați oamenii ăștia. Mă zic, știu, dar mă, omule, te rog, eu știam ce poate. Oameni buni, dintr-o dată a început. Dorel, nu? Da, eu. Am mă băgat capul în pământ la oameni ăștia. Dorel, cu voce tare, a început să... Toți erau pe telefoane, tot cu ziare, cu cărți în mână. Când a început prietenul ăsta meu să mă evanghelizeze pe mine. Dorel, tu știi cine este Iisus Hristos? Dintr-o dată a lăsat ăștia telefoanele, că nu vorbea, striga în avion, credeți-mă. După 5 minute nu mai vorbea nimeni în avion. Toată lumea se făcea că se uită, dar ascultau toți, de fapt. Stewardezele, toți. Vreau să vă spun, jumate de oră, până am început să aterizăm înspre București, vreau să spun, omul ăsta a predicat Evanghelia, a trecut prin Scriptură, prin jertfa, prin moartea, prin absolut toate lucrurile, dar efectiv striga în avionul ăla.
când am aterizat, vă spun sincer, zis, bă, ok, cred că o prins ăștia, o înțeles despre ce e vorba. Vă zis, Dorel, slăvit să fie Dumnezeu, ne-a făcut datoria, acum hai să mergem în terminal și să vedem unde stăm până luăm celălalt avion. M-am gândit, vă spun sincer, m-am gândit la omul ăsta, m-am gândit la mine. De foarte multe ori, ideea de a nu fi ridicol, ideea de a nu fi interpretați, ideea de a nu fi priviți. Gândiți-vă la Apostolul Pavel, își asumă riscul ca oameni din Atena, deștepții ăia, filozofia din Atena, să-l numească palavragiu. Își asumă riscul acesta. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel, pentru că oamenii lui Dumnezeu care înțeleg sfințirea, oamenii ăștia nu mai au frică de oameni, oamenii ăștia au frica de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți pentru ce merită să trăim? Merită să trăim o viață întreagă în sfințire. Sfințirea înseamnă această dublă punere deoparte. Sfințirea înseamnă, dragii mei, să trecem de la frica de oameni și să ajungem la frica de Dumnezeu. Dar știți ce mai văd că este important în sfințire? Să trăim o viață în sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială, cu Iisus Hristos. Dragii mei, relația pe care o avem cu Duhul Sfânt. Relația pe care o avem cu Duhul Sfânt, dragii mei, este indicatorul real al spiritualității noastre. În ce relație ești cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că nu există sfințenie fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la Simeon, despre omul acesta. Odată spune cuvântul Domnului că el a venit la templu mânat de ce? De Duhul. Sunt momente când mă întreb uneori, când văd atitudinea unor oameni în biserică, reacția unor oameni, mă întreb cine îi duce la biserică. Dragii mei, însă pe Simeon spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul l-a mânat la templu. Mai mult de atât spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 25, dragii mei, spune cuvântul Domnului că Duhul Sfânt era peste el. Mai mult de atât, versetul 26 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul lui Dumnezeu vorbea cu el. Îi face o făgăduință, nu vei muri până când nu-L vei vedea pe Hristosul. Adică, dragii mei, uitați-vă, Duhul Sfânt îl conduce, Duhul Sfânt este peste el, Duhul Sfânt vorbește cu Simeon și mai mult de atât, versetul 34, Simeon prorocește în momentul în care îl ține pe Hristos în mâinile lui, începe să vorbească, începe să aibă cuvinte profetice, Duhul Sfânt vorbește prin el, pentru că, dragii mei, când suntem într-o relație cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne călăuzește, Duhul Sfânt, dragii mei, vorbește cu noi, Duhul Sfânt, dragii mei, este peste noi, Duhul Sfânt vorbește prin noi, binecuvântat să fie Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă să trăim o viață de sfințire și la asta ne cheamă Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să trăim. Să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, să trăim o viață întreagă în sfințire. Știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Pentru ce merită să trăim? Pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Și pentru ce mai merită să trăim? Merită să trăim, dragii mei, o viață întreagă mai apoi de slujire. O viață întreagă în sfințire. Dar apoi, uitați-vă, un alt lucru important care îl văd din textul ăsta biblic. Merită să trăim o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta și a mea într-un plan special. Merită să slujești pe Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun, dacă există oameni care încă nu s-au decis pentru Dumnezeu în locul acesta, Dumnezeu nu mântuiește ca să facă șomeri și spectatori în biserică. Dragii mei, în momentul în care îl acceptăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră, fiecare dintre noi trebuie să intre într-o zonă de slujire. Pentru că, dragii mei, biserica nu-i stadion de fotbal în care 22 joacă pe teren cu o minge și unii împotriva altora de multe ori și restul stau în tribune și evaluează meciul dacă le place sau nu. Nu există, dragii mei, spectatori în tribune. Bisericile noastre nu trebuie să aibă tribune din punctul ăsta de vedere. Toți suntem chemați să slujim pe Dumnezeu. Pentru ce merită să trăiești? Merită să trăim o viață întreagă de slujire. Pentru, dragii mei, implicarea noastră într-un plan special. Ce frumoasă este imaginea asta, în același timp și poate contrastantă. Dumnezeu nu lasă pe Simeon să plece din lumea aceasta până nu intre Iisus în lumea noastră. Pentru că în urma a zeci de ani de slujire și a lui și a Anei, Dumnezeu îngăduie ca oamenii aceștia să aibă parte de o întâlnire cu Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar știți ce văd un lucru important în locul acesta? E, dragii mei, următorul aspect. Nu vizibilitatea e importantă în slujire, ci știți ce e important? Responsabilitatea. Nu e important cât de vizibil sunt eu în lucrarea lui Dumnezeu,
ci important este cât de responsabil sunt de ceea ce m-a pus Dumnezeu să fac. Pentru că, frați și surori, acum știu că prima reacție a unora, poate nerostită, dar gândită, este următoarea. Da, ți-e foarte ușor să vorbești, că tu predici, că oamenii te văd și te aud și ești în față. Vreau să vă spun, frați și surori, vă spun cu toată responsabilitatea, prietenilor. Sunt atâtea momente când, pentru mine, cel mai frumos lucru duminică ar fi să pot să stau și să mă încarc și să ascult, să fac nimic altceva. Pentru că eu înțeleg că nu e important cât ești de vizibil în lucrarea lui Dumnezeu, ci cât ești de responsabil. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că mă uit la Ana. Versetul 37 spune cuvântul lui Dumnezeu că Ana sluja lui Dumnezeu cum? Știți cum ne-am gândit noi, dragii mei, că oamenii ăștia, din perspectiva noastră, slujitorii mari, știți cum am interpretat noi versetul ăsta? Cum l-am citit noi, probabil, parafrazat în 2023? L-am citit ceva în genul. Și Ana avea o voce extraordinară. A scos un CD și la ultima piesă pe care o pus-o pe YouTube a avut 3 milioane de vizualizări. Și toată lumea, când o vedea în biserică și în aeroport, își făcea poză cu ea. Nu? Și s-a dus în turneu prin Europa, prin America, în Canada, cu Speranța și Prieteni. Sau mai știu. Noi așa credem de foarte multe ori, dragii mei, că slujirea rezonează. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ana nu a fost o autoare de bestselleruri. Nu a scris o carte despre comunicare sau despre femeia înțeleaptă care a fost vândută, nu știu, într-o 100.000 de exemplare. Nu a dat autografe în viața ei. În schimb, spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta sluja lui Dumnezeu zi și noapte, cu ce? Cu post și rugăciune. Sunt două lucruri în slujire care nu se văd și nu trebuie să se vadă. Că zice Biblia că dacă postim sau dacă ne rugăm, nu trebuie să o facem să ne vadă oamenii, ce Dumnezeu. Sunt două aspecte însă în slujire, dragii mei, care nu ne fac vizibili în fața oamenilor, dar care ne fac vizibili în fața lui Dumnezeu. Știți ce cred din toată inima mea că avem nevoie mai mult în bisericile noastre? Avem nevoie mult mai mult de oameni care să mijlocească înainte lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. De oameni, dragii mei, care să înțeleagă cât de responsabil este slujirea aceasta. Că nu contează cât ești de vizibil în slujire, contează cât ești de responsabil. Am un prieten păstor, m-am întâlnit cu el în urmă cu ceva timp. El are 3 biserici pe care le păstorește și avea una și mi-a povestit, Dorel, tu știi bisericile mele și știu, zice, știi că biserica aia mea, e o biserică, zice, bună, zicem noi, că aia e o biserică în care nu avem nicio problemă, lucrurile mergeau bine. Și zice, Dorel, vreau să spun ceva. Am fost ieri, spunea, în biserica asta și după programul de la biserică am fost chemat într-o familie să fac o rugăciune. În toate 3 bisericile, biserica asta parcă lui era cea mai pe suflet, pentru că era o biserică în care în fiecare an erau oameni care se întorceau din lume, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, lucrurile mergeau extraordinar de bine. Și mi-a zis Dorel, dintr-o dată, de jumătate de an, lucrurile nu au mai mers bine deloc în biserică și nu știam de ce, până ieri, când am aflat răspunsul din partea lui Dumnezeu. Și a zis, după biserică, m-a chemat o soră să mă duc la acasă să-i fac ungerea cu un de lemn. După ce m-am rugat pentru sora asta, când am vrut să ies, au zis, frate, zice, numai un minut, frate păstor, vreau să-ți arăt ceva. Și au zis, hai puțin. Și m-a dus într-o anexă, într-o cameră mică, cum e la țară, și m-a dus într-o cameră mică și am zis, ce e aici? Tu știi, zice, că asta e camera în care stătea mama. Da, da, zice, știu, da, mi-aduc aminte. Deci vreau să-ți arăt ceva ce n-am arătat la nimeni, ce n-a văzut nimeni decât familia noastră. Și m-am gândit, mă, ce-o fi zestre? Te face curios. Și Dorel, îmi spunea el, am intrat în camera aceea unde a stat soră care a trăit în biserica noastră. Și a zis, mi-a arătat un caiet mare, studențesc din ala. Și a zis, frate păstor, te rog numai un minut, uită-te peste el. Și a zis, am desfăcut caietul ăla și pe prima pagină scria rugăciuni de mijlocire pentru biserică. Am început să răsfoiesc. A doua pagină, rugăciune de mijlocire pentru fratele păstor. Era pentru mine. Era numele meu trecut acolo, era numele soției, era numele copiilor mei. Toți cu nume și prenume.
Și motive de rugăciune, pentru ungere, pentru putere, pentru înțelepciune, pentru... Am deschis a doua pagină. Era trecut comitetul întregii biserici. Nume, prenume al fiecăruia, numele soției, numele copiilor. Nume și prenume. Am început să răsfoiesc. După aceea era numele tuturor celor care slujau în biserică. Și a cântăreților și a celor care îndemnau la rugăciune și toți oamenii trecuți cu nume și prenume. După aceea era trecută, pe câteva pagini, erau trecuți bolnavii din biserică. Și au zis, nu așa, Doamne, binecuvântă-i pe toți. Că noi de foarte multe ori, știți cum facem de multe ori în rugăciune, îi luăm pe toți, ca într-o betoneră din aia, Doamne, noi îi băgăm acolo, Tu știi fiecare ce probleme are, dar, Doamne, noi ne rugăm pentru ei. Și au zis, nu, erau trecuți toți bolnavii din biserică, nume, prenume și boală specific, cu ce anume se confruntau, problema medicală, diabet, cancer, tot ce era. Și a zis, în cele din urmă, de la jumatea caietului înspre sfârșit, erau trecuți toți oamenii nemântuiți din sat. Dar toți, nume, prenume, copii, adresă, fiecare unde stătea. Și când m-am uitat la caietul ăsta, care era foarte uzat, am zis, soră, ce-i cu asta? A zis, frate, vreau să spun ceva ce mama făcea de ani de zile. A zis, noi stăteam cu ea, seara luam cina pe la 5-6, stăteam la masă și după aceea ne spunea, știți că mă duc în odăiță să nu care cumva să mă deranjați vreunul din voi. N-aveți voi să intrați, spunea, numai dacă arde casa, atunci aveți voi să intrați în odăița mea. Pentru că a zis, de pe la 7 seara, 8 seara, după ce terminam de luat cina în familie, a spus, mama intra în odăița ei, se punea pe genunchi și a spus, frate păstor, îi lua rugăciunea asta de mijlocire. Asta făcea în fiecare seară. 3 ore, 4 ore uneori, cu lacrimi. De multe ori mă duceam, ieșeam afară și mă duceam să trag cu urechea în dreptul camerei ei sau ce face. Se ruga și la 11 noapte și la 12 noaptea, în lacrimi mijlocea. Până când nu termina tot, ca e dat cu atenție pentru fiecare, se oprea, nu trecea pe 3-4 ore, cam atât îi lua să treacă tot caietul ăla să se roage pe genunchi. Și a spus, în momentul ăla i-am zis, numai puțin, stai puțin, când a murit mama, când a murit sora? Jumate de an în urmă. Și a zis, Dorel, de jumate de an încoace, mă tot întrebam, Doamne, ce s-a întâmplat, că nu mai merge nimic. Doamne, ce s-a întâmplat, că poate... parcă mi-e greu să și predic în biserică, parcă nu mai am ungere, parcă nu ne mai înțelegem, parcă totul merge pe dos. Și nu știam, Doamne, cu ce am greșit, mă gândeam că am greșit eu în strategie, n-am viziune, mă tot gândeam, Doamne, ce aș putea face? Și a spus, mi-a dat Dumnezeu, spunea prietenul ăsta, mi-a dorit cu lacrimi, zicea, Dorel, am aflat ieri răspunsul, de ce lucrurile nu mai merg cum mergeau? Pentru că am înțeles că era o femeie de pe care nimeni din biserică nu știa, despre care nimeni nu a pus vreodată pe Facebook o postare. O soră despre care, dragii mei, nu scrie nicăieri pe Google, pe Wikipedia, o soră despre care nimeni din satul ăla nu știu prea multe, o femeie discretă. Dar vedeți dumneavoastră că el a slujit pe Dumnezeu în odăița ei. Și femeia aceasta, dragii mei, a ținut spiritual o comunitate întreagă. Pentru că, dragii mei, merită, știți ce îmi dau seama? Îmi dau seama tot mai mult că merită să trăim o viață de slujire. Dumnezeu ne cheamă la slujire. Merită să trăiești o viață întreagă de slujire. Știți pentru ce? Pentru ca să te implici în planul lui Dumnezeu. Nu contează, legat de slujire, nu contează vizibilitatea, contează cât de responsabili suntem. Să ne ajute Dumnezeu să fim responsabili. Și mai legat de slujire, vreau să mai subliniez un aspect aici. Nu simțurile, dragii mei, nu simțurile trebuie să determine slujirea noastră, ci principiile lui Dumnezeu. De prea multe ori, ascultați-mă, noi suntem biserici pentecostale și foarte bine, iubesc lucrarea lui Dumnezeu, îmi place foarte mult rugăciunile, îmi place foarte mult unde-i clocot, îmi place foarte mult, dragii mei, pentru că eu cred că asta trebuie să fie atmosfera caldă în casa lui Dumnezeu. Dar în același timp vreau să vă spun ceva. M-a vindecat Dumnezeu de o percepție greșită pe care am avut-o. De prea multe ori am evaluat anumite slujiri ale mele sau altora din perspectiva deciberilor. Dacă a fost rugăciunea tare, din punctul meu de vedere a har, dacă nu a fost, nu a fost har. Vedeți dumneavoastră, și de ce spun asta? Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, slujirea, dragii mei, nu este din perspectiva simțurilor în primul rând, ci din perspectiva principiilor. Pentru că, vreau să vă uitați puțin la Ana.
Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia asta avea 84 de ani. Spune cuvântul Domnului că se căsătorește și a trăit cu bărbatul ei câți ani? 7 ani după fecioria ei. O femeie în societatea antică, în urmă cu 2000 de ani, în Palestina geografică de atunci și de astăzi, la 16 ani era măritată. Acum gândiți-vă, să fie 17, nu știu, dar gândiți-vă, trăiește 7 ani de zile cu bărbatul ei, la 22, poate la 23 de ani, femeia aceasta rămâne văduvă. Acestei femei moare bărbatul. Oameni buni, ăsta este un act care te prăbușește. Asta este o tragedie, asta este o dramă. Femeia aceasta rămâne fără soțul ei. Nu vreau să-mi imaginez prin ce a trecut femeia aceasta. Imaginați-vă inima ei cât de zdrobită a fost. Imaginați-vă zilele de după ce a murit soțul. Acum, și de ce spun lucrul acesta, dragii mei? Pentru că mă uit la Ana. Însă atâția oameni, însă atâția oameni care atunci când trec prin momente delicate, atunci când Dumnezeu nu dă niciun răspuns, atunci când parcă nimica nu are logică și sens, știu ce care este reacția oamenilor? Este să părăsească biserică. Să se îndepărteze de Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu că făcea femeia aceasta? Deși a murit soțul, deși inima ei a fost zdrobită, deși sunt foarte convins că au avut întrebări, Doamne, de ce? Femeia aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că în mod contrar așteptărilor noastre, emoționale, de multe ori, spune cuvântul Domnului că Ana nu se depărta de ce? De templu. În fața dramelor din viața ei, femeia aceasta alege să se apropie și mai mult de Dumnezeu. Pentru că slujirea, dragii mei, slujirea la care ne cheamă Dumnezeu nu este cea dominată de simțuri, ci este cea dominată de principii. Îl slujim pe Dumnezeu și când simțim și când nu simțim. Îl onorăm pe Dumnezeu. Sunt atâtea momente, vă spun sincer, în care îmi este greu să mă pun la drum și să spun, Doamne, trebuie să mă mai duc și astăzi. Sunt atâtea momente când oboseală, sunt atâtea momente când problemele cotidiene pe care le ai, parcă greu te fac să vii spre biserică. Dragii mei, am înțeles în viață că important este nu cum mă simt, ci ceea ce am de făcut. Pentru că în urmă cu 2000 de ani, în grădina Ghețimani, Fiul lui Dumnezeu ne-a dat o lecție. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era în grădina Ghețimani. Era în fața crucii, era înainte de a fi arestat, înainte de a fi pus pe cruce. Și era în grădina Ghețimani și se ruga. Și știi ce simțea Iisus? Tată, dacă este cu putință, ce fac? Depărtează de mine paharul acesta. Dacă Hristos ar fi rămas, dragii mei, în zona simțurilor, în urmă cu 2000 de ani, niciodată n-am fi fost mântuiți. Dar în cele din urmă, Iisus spune, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și pentru că Hristos, dragii mei, a urmat calea nu simțurilor, ci a principiilor, noi putem să fim mântuiți și suntem mântuiți, binecuvântat să fie Dumnezeu. Îl slujim pe Dumnezeu și când te doare capul și când ești ok. Îl slujești pe Dumnezeu și când ai bani și când ai datorii. Îl slujim pe Dumnezeu, dragii mei, și când ne simțim entuziasmați și când nu suntem entuziasmați. Îl slujim pe Dumnezeu, ne rugăm și când îi clocot și când nu-i clocot în biserică, îl onorăm pe Dumnezeu. Pentru că asta învăț de la doi oameni că trebuie să facem. Merită să îl slujești pe Dumnezeu și merită să trăiești o viață întreagă în slujire. Și pentru ce? Pentru implicarea noastră într-un plan special. Al treilea lucru, și cu asta vreau să mă apropiu de încheiere, pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești mai apoi o viață întreagă cu speranță. Merită să trăiești o viață întreagă în sfințire, merită să trăiești o viață întreagă de slujire și mai apoi merită să trăiești o viață întreagă cu speranță. Și pentru ce? Cu speranța împlinirii unei promisiuni speciale. O viață de sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială. O viață de slujire pentru implicarea într-un plan special. Dar mai apoi, o viață întreagă merită să trăim de speranță și cu speranța împlinirii unei promisiuni speciale. Dar vedeți ce e frumos aici? Și ce văd la Simeon și la Ana? Că în timp ce aștepți împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, trebuie să împlinești poruncile Lui. Cum înțelegem noi de foarte multe ori? Am cunoscut atât de mulți oameni, mi-a promis Dumnezeu
Și zic, mi-a promis Dumnezeu că, nu știu, o să-mi dea ceva. Foarte bine. Și ce faci? Păi aștept. Și aștept, stau și aștept. Dragii mei, în timp ce eu și cu tine așteptăm împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să împlinim poruncile Lui. Ani de zile, zeci de ani de zile din viața lui Simeon, după ce Dumnezeu îi promite că nu va muri până când nu va vedea Duhul Sfânt, până când nu va vedea pe Iisus Hristos. Și ce face Simeon? Slujește pe Dumnezeu. Ce face Ana? Slujește pe Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să împlinim poruncile lui Dumnezeu dacă vrem să se împlinească promisiunile Lui. Prieten drag, dacă în această seară ești cumva aici și vrei ca în dreptul tău să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu de viață veșnică. Dumnezeu a promis mântuire celor ce cred în El și îl mărturisesc. Dar în timp ce aștepți și dacă aștepți ca Dumnezeu să împlinească promisiunea asta în dreptul tău, tu trebuie să împlinești ca și mine și ca noi toți poruncile lui Dumnezeu. Pocăința nu e opțiune, pocăința e o poruncă clară, directă de la Dumnezeu. Sfințirea, dragii mei, nu e o opțiune, e o poruncă de la Dumnezeu. Fiți, dacă vreți sfinți, nu, fiți sfinți, întrucât spune Dumnezeu și eu sunt sfânt. Domnul să ne ajute la asta. Dar în timp ce noi așteptăm promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să împlinim poruncile Lui. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Mai apoi, dragii mei, ce vreau să sublinez legat de promisiunile lui Dumnezeu? Promisiunile lui Dumnezeu pentru noi nu sunt doar pentru viața aceasta, sunt și pentru viața viitoare. Promisiunile lui Dumnezeu, dragii mei, sunt și pentru aici, dar sunt și pentru dincolo. Acum, Dumnezeu îi promite lui Simeon un lucru care pare greu de crezut. Ce-i promite Duhul Sfânt lui Simeon? Nu vei muri până când ce? Până când nu-L vei vedea pe Iisus. De foarte multe ori aud oameni care gândesc în următorii termeni. Frate, așa ne da nouă pe pământ. E greu, frate. Cum e? Greu. Durere, suferi. Ok. Dar de foarte multe ori, da, zice, la, o fi bine dincolo. Ne-e rău aici, dar o fi bine dincolo. Dragii mei, vreau să vă spun și o spun cu toată responsabilitatea. Dumnezeu are promisiuni. Și vreau să spun prietenilor. Poate că ai un vecin pocăit care cam toată ziua să plânge. El o înțeles numai poate o parte din Scriptură. Vreau să înțelegi întreaga Scriptură. Dumnezeu a promis celor care cred în El și îl asumă pe El și îl urmează pe El necondiționat. Și ce promite Dumnezeu? Lucruri care se vor întâmpla și pe pământ, promisiuni care se întâmplă pe pământ, se împlinesc pe pământ, dar și promisiuni pentru viața veșnică. Ce îi spune Duhul Sfânt lui Simeon? Nu vei muri. Nu după ce vei muri, ci spune nu vei muri până nu vei vedea împlinită promisiunea asta. Și Dumnezeu îngăduie în viața lui Simeon ziua în care cu ochii lui îl vede pe Mântuitorul. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu are promisiuni și pentru lumea aceasta, dar și pentru lumea viitoare. Și vă spun lucrul acesta pentru că este un episod, e un evreu care pune o întrebare românească în Scriptură. Petru spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, în timp ce în nordul Israelului, în Cezarea lui Filipi, la un moment dat îl întreabă pe Iisus. Toată lumea se făcea că strănut acolo, că îi doare gâtul, că zdrăgușiți. Petru își face curaj și zice, Iisuse, noi avem o întrebare. Mă rog, eu, da și ei. Spune Petre. Uite care e treaba. Noi am lăsat tot. Iisuse, eu am avut o barcă bună. Era Petru și asociații. Aveam o firmă bună. E adevărat că nu prea prindeam tot timpul, dar aveam și o profit, să știi. Am lăsat barca aia acolo, pe malul lacului Genezaret. Mai mult de atât, zice, am lăsat și casă. Și îți mulțumesc într-un fel că ai vindecat-o pe soacră mea, că mi-e mai ușor, că am putut să plec în felul ăsta. Dar, uite, am lăsat și barca, am lăsat și aia, am lăsat și aia, am lăsat și aia. Și spune Petru, că e un evreu, o întrebă românești. Noi am lăsat totul și te-am urmat. Dacă nu te superi, nouă ce ne cade? Cam asta e întrebarea. Și auziți ce spune Iisus?
Luca capitolul 18 cu versetul 20, cu 18 cu 28. Adevărat vă spun că nu este nimeni, și nu o să facă Dumnezeu excepție cu tine. Adevărat, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai mult. Unde? În veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, dragii mei, viața veșnică. Dumnezeu pentru cei care îl urmează, pentru cei care se sfințesc și se pun deoparte pentru Dumnezeu, pentru cei care îl slujesc pe Dumnezeu, pentru cei care își predau viața în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu are promisiuni. Și promisiunile lui Dumnezeu nu se rezumă doar la viața de dincolo. Dumnezeu are promisiuni pentru tine pe acest pământ. Și vreau să vă spun că am văzut lucrul ăsta în propria mea viață. Până la între 15 și 18 ani de zile, eu am avut o perioadă de rătăcire, am avut o perioadă când n-am mai vrut să aud de biserică. A fost o perioadă când am fost într-o rebeliune spirituală adâncă. La 18 ani am avut o întâlnire reală, puternică, șocantă, dramatică cu Iisus Hristos. M-a smuls Dumnezeu, m-a smuls Hristos din discotecă și m-a dus în biserică înapoi. Și vreau să vă spun, dragii mei, că eram la liceu, eram într-un profil din ăsta tehnologic, tehnicien în transportul auto. Cu numele meu de Dorel, vă dați seama, România, ce viitor aș fi avut ca mecanic. Cum te cheamă? Cred că duc la altă mașină totuși, nu? Ei, eram numai băieți în clasă, 27 de băieți. Acum vreau să vă spun că într-o clasă cu 27 de băieți, ori te impuneai, ori o încasai, cam asta era regula în vremea respectivă. Și am fost unul dintre, să zicem, poate cei mai influenți din clasă, ca și colegi. Eram și statura pe care înălțimea de azi, făceam și culturism de vreo 3 ani de zile, în fine, să par ceea ce mă. Dar, ce vreau să vă spun, am avut prieteni. Toată clasa era prieteni cu mine. Toți eram prieteni. Atâția prieteni am avut în liceu până în ziua de 1 septembrie 2003, când am venit în clasa 12, prima zi de școală, întors la Dumnezeu de câteva săptămâni de zile. Și au venit colegii mei la mine de clasă să reglăm conturile cu cineva și mi-a spus, nu vin nicăieri. Și am zis, cum adică nu vin? Păi nu vin, dar de ce? Pentru că m-am pocăit. O zis, bă, bună gluma asta, dar serios, hai acum, Dorel, că avem treabă. Și am zis, nu e o glumă, e un adevăr. Nu m-au crezut, vă spun sincer, ceva timp nu au crezut. Însă până am ajuns în clasă, veștile bune circulă repede. Și dintr-o dată țin minte că un coleg pe care l-am traumatizat într-un fel, trebuie să recunosc. Multă vreme l-am asuprit. Aveam un coleg pe nume Ferry și îl puneam să cânte în fiecare zi când intram în clasă Deșteaptă-te Române. Am făcut-o cu multă răutate, trebuie să recunosc. 3 ani de zile l-am tratat într-un mod nepotrivit pe colegul ăsta. Când a aflat Ferry, a zis, Dorel, te-ai pocăit? A zis, da. O, zice, de când aștept ziua asta? Și am zis, dar de ce o aștepți? Zice, fii atent, eu mai știu Biblie, că eu sunt reformat. Și am zis, bun, ce vrei? Zice, știi că scrie în Biblie că dacă îți dă unul, trebuie să faci și până la capă, să întorc și zic, știi că scrie, știu. Și o să zice, am așteptat ziua asta să o împlinesc. E adevărat că nu împlinit cuvântul ăla în ziua aia, pentru că se temea că nu știa cum o să reacționez. Eu am zis, bă, din punctul meu de vedere, nu o să reacționez. O să vă spun ceva, toți prietenii mei în ziua aceea au început să râde de mine. Nu numai că o râs de mine. Mai bine de 3 luni de zile a fost o perioadă în care eram înjurat în fiecare zi. Eram împins în fiecare zi de foștii mei prieteni. Am fost, credeți-mă, zile la rând când efectiv mă scuipau, vrând să-mi testeze pocăința. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste perioada aceea critică și mi-a dat Dumnezeu har. Și vă spun că nu mi-a fost ușor ca dintr-o dată, în timp ce te considerai foarte popular și tot îți cu tine, dintr-o dată tot să fie împotriva ta. Nu mai vorbesc de rudenii de ale mele, nu mai vorbesc de prieteni, alți prieteni care efectiv mi-au întors spatele. Și am fost singur o multă perioadă de timp. Mulțumesc că Dumnezeu la ceva timp m-a dus în institut, am avut prieteni acolo, ne-am cunoscut, m-am format.
Dar cu câțiva, trei ani de zile, înainte de pandemie, mă duceam în județul Arad la evanghelizare. Am uitat multă vreme contextul acestui verset. Mă duceam la evanghelizare, trebuia să merg înspre Ineu și am luat-o de la Bihor pe Salonta, e un drum acolo prin câmp, dar era iarnă și era drumul înghețat. Acum, când conduc eu, mai ales că mă și cheamă cum mă cheamă, e bine să se roage și aia care vin de pe contrasens. Dar, țin minte, eram în întârziere puțin, am dat să ajung mai repede la evanghelizare și la un moment dat era o, trebuia să iau o curbă la stânga, n-am redus viteza cum trebuia, n-am anticipat bine și efectiv am intrat în șanț cu mașina, era zăpadă, s-a ridicat de spate cu mine. Acum, era în mijlocul pustietății, e o zonă între două localități, acolo de câțiva kilometri, nu circulă aproape nimeni pe acolo. Vă spun sincer, am stresat, Doamne, cum fac, cum să le zic la oameni că am sărit cu mașina așa și se anunț că nu merge în evanghelizare. Acum, eram foarte stresat de lucrul ăsta, la un moment dat trece o mașină, fac semne disperate, nici nu m-au băgat în seamă. Trece după ceva timp, încă o mașină, o trecu și aia pe lângă. Vine o a treia mașină și acum țin minte, fac disperat semn, trece, frânează și se întoarce înapoi. Și am văzut o minune românească și asta. Dintr-un Logan, șapte bărbați. Toți erau îmbrăcați bine și zice unul, pace frate Dorel, ce faci? Pace. Zice, ai nevoie de ajutor? Nu știam, zic, da, am o leacă de ajutor dacă mă puteți ajuta, puțin numai. Mă pun și o să, zice, stai, zice că tu trebuie să ajungi la evanghelizare, las că te ajutăm noi. S-au pus oamenii aia, oameni buni, așa au parcat mașina pe drum într-un minut. Au reușit să o pună, să m-au îmbrățișat și au zis, Dumnezeu să binecuvânteze, să dea har în seara asta, ne rugăm pentru tine, mulțumesc. Nu m-am mai întâlnit cu oamenii niciodată, erau și în trecere, mergeau undeva spre o altă biserică. Și vă spun sincer, până spre biserică și inclusiv în biserică, stăteam și la un moment dat, vă spun, m-au năpădit lacrimile pentru că am înțeles cuvântul ăsta încă o dată. Adevărat, adevărat vă spun că nu este nimeni. Nu este nimeni care să fie lăsat și să nu dea Dumnezeu mai mult. Dragii mei, m-au părăsit mulți atunci, dar atât de binecuvântat sunt din punct de vedere relațional și din multe puncte de vedere. Dacă ar fi să oriunde să aterizez, cred că în Europa sau nu, am frați, trebuie doar să dau un telefon pe o rază de 50 de kilometri, imediat se întâmplă ceva. Pentru că și ce se întâmplă? Dragii mei, Dumnezeu ne binecuvântează. Și Dumnezeu, ascultă-mă, sunt oameni care zic, ok, mă pocăiesc, dar ce fac? Nu o să mai vorbească cu tare cu mine. Dacă ai ști cât o să vorbească cu tine, dacă ai ști câți, prin cât Dumnezeu te va binecuvânta, dacă ai ști ce face Dumnezeu cu tine, n-ai mai avea întrebările astea. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și pentru ce merită să trăiești? Învăț de la doi oameni în vârstă în această seară, aflați în amurgul vieții, că merită să trăiești o viață întreagă de sfinț, să te pui deoparte pentru Dumnezeu, să spui zilele și nopțile, să slujești cu post și rugăciune și cu ceea ce te cheamă Dumnezeu. Cu vocea, cu ceea ce te-a înzestrat Dumnezeu. Merită să trăiești mai apoi o viață întreagă de slujire. Merită să trăiești o viață întreagă cu speranța că știți, Dumnezeu își va împlini promisiunile. Crede-mă, Dumnezeu nu va face excepție de la cuvântul Său pentru nimeni, ci pentru fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar știți ce e absolut fabulos aici în textul ăsta biblic? E că m-aș fi așteptat și spune Biblia și Ana avea 84 de ani. Și m-aș fi așteptat să aud următoarea reacție. Și Ana ieșea în fiecare zi în drum și o întreba pe vecină sa, n-ai auzit să mărește cumva pensia? N-ai auzit ni să dau anul ăsta cupoane să mergem la Băile Felix sau știu eu la Herculane? Nu știi, se dă ceva? Nu știi oare mai se scumpește sau nu curentul? Oare a venit factura de la gaz sau nu? Ana, dragii mei, la 84 de ani, în loc să se plângă că o doare spatele și că e plină de reumatism, la 84 de ani, dragii mei, Ana are parte, interesant și cu Simeon, de cea mai puternică experiență spirituală din viața ei. Știți, ne gândim de foarte multe ori
Întâlnesc atât de mulți frați nostalgici care zic, bă, ce fain a fost Dorel, am avut 25 de ani să vezi cum lucra Duhul Sfânt, am avut 40 de ani să vezi cum m-am pocăit eu, am văzut cu ochii mei pe unul care a fost vindecat. Știi ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune în seara asta, ascultă-mă bine, la 84 de ani poți să ai parte de cea mai puternică experiență spirituală din viața ta. Dragii mei, la 84 de ani Ana nu-i în pensie, la 84 de ani Ana slujește pe Dumnezeu, la 80 probabil de ani Simeon îl slujește pe Dumnezeu și este mânat de Duhul lui Dumnezeu la templu. Pentru că, dragii mei, putem să avem parte de cele mai puternice experiențe spirituale. În clipa de astăzi, în ziua de astăzi, Dumnezeu te poate binecuvânta într-un mod extraordinar. Merită însă să trăim, știți pentru ce? În încheiere vă spun. Merită să trăim pentru ceea ce suntem dispuși să murim. În viața asta merită să trăiești doar pentru ceea ce ești dispus să mori. La cum și-au trăit viața, la cum l-au slujit pe Dumnezeu, la cum s-au sfințit, la cum au crezut în Dumnezeu, oamenii ăștia ar fi fost dispuși să moară pentru Dumnezeu. Să moară pentru Dumnezeu. Și ce-i trist? Că sunt atât de mulți oameni care trăiesc pentru ceva ce omoară. Pentru vicii, pentru alcool, pentru plăceri carnale, pentru păcat. Culmea este că sunt atât de mulți oameni astăzi care trăiesc pentru ceva ce omoară. Pentru ce trăiești tu? Pentru ce merită să trăiești? În aprilie 2012 am fost invitat să predic la o slujbă de mormântare. A murit un frate spre 90 de ani. N-am știut foarte multe detalii despre el. M-am dus la mormântare. Și țin minte și acum că atunci când am intrat în curtea acestei familii, era într-un satul Roșia, de undeva de lângă Beiuș, la vreo 15 km de Beiuș, în zona munților Apuseni acolo, am avut un șoc. Curtea acestei case, acestei familii, unde murise acest frate, era tixită de lume. Rar mi-a fost dat să văd atât de mulți oameni la o slujbă de mormântare. M-am uitat intrigat cumva, pentru că am văzut că nu era o casă de oameni bogați. Să te gândești, mă, poate că o veni pentru că ăștia erau un stării sau pentru că au fost nu știu cine. Nu. Era o casă modestă, sărăcăcioasă. Și totuși tixită de lume. Erau zeci de coroane acolo aduse. Și la un moment dat îl întreb pe păstor, frate păstor, de ce așa de multă lume la mormântarea unui frate de, nu știu, aproape 89 de ani? O zis, Dorel, o să spun, și nu, nici nu mai trebuie să mă întreb după aia. Am predicat. Și după slujba, după ce am ținut predica, s-a ridicat fratele păstor în final să țină necrologul. Și au zis ce spune omul ăsta. Fratele ăsta care, la cărui slujbă de mormântare eram, era fratele Petre Codreanu, așa-l cheamă, așa-l chema. În anul 1942-43, oricum în plin război mondial, al doilea război mondial, într-o zi, în satul Roșia, vine doi oameni de la centru militar de la Beiuș, centru de recrutare din Beiuș, și vin în sat și fac următorul anunț. Toți tinerii cu vârstele cuprinse între 21 și 23 de ani, mâine dimineață la ora 10, trebuie să vă prezentați la Beiuș. Aveți ordin de încorporare, 2 săptămâni de instrucție și după aia trebuie să plecați spre frontul de est. 21, între 21 și 23 de ani, toți tinerii din statul respectiv, ordin de încorporare. Cu vârstele cuprinse între 21 și 23 de ani din satul acesta, în acea zi, erau 21 de tineri. Acum, când au aflat acești tineri că trebuie mâine să plece la război, au făcut următorul lucru, 20 din ei. Au făcut o petrecere acolo în sat, pe vatra satului, au chemat muzicanți, cântăreți și s-au chefuit toată noaptea. Cu pălincă, cum e pe la Bihor, cu dinalea, cu... s-au chefuit toți, s-au chiuit toată noaptea. Așa faci când te duci la război. 20 din cei 21 au ținut o petrecere de pomină. Unul singur din ei, Petre Codreanu, se duce în camera lui,
se aruncă cu fața la pământ și spune așa: Doamne, sunt atât de îngrozit și de speriat, dar tu știi că am un prieten care mi-a tot zis să mă pocăiesc. Doamne, eu nu știu despre tine mare lucru și nu prea am habar despre pocăință. Dar cu lacrimile vărsând de pe obraz, pe vatra acolo, în cameră, spune așa: Doamne, ascultă-mă. Eu la dimineață mă duc la război. Dacă vei fi cu mine acolo și dacă mă întorc în viață, îți promit un lucru, Doamne. Mă pocăiesc. Dar numai că mă pocăiesc și că mă botez. Doamne, toată viața mea pe care o voi trăi, o voi trăi eu doar pentru Tine. Toată noaptea omul ăsta s-a rugat în modul ăsta. N-avea nicio Biblie, habar n-avea de Psalmul 23, măcar știa Tatăl nostru și atât. Se duce la război și după un an și două luni de zile, din 21 de tineri care s-au dus la război în acea zi, doar unul singur s-a mai întors în viață. Și cine? Fratele Petre Codreanu. Când s-a întors de pe frontul de la Cotul Domnului, unde puțin au supraviețuit, când s-a întors de pe front, dragii mei, a venit cu Dumnezeu în inimă, pentru că acolo pe front a întâlnit un pocăit care i-a vorbit despre Dumnezeu, a fost botezat în râul Don. S-a întors de acolo, dragii mei, cu o Biblie. Și vreau să vă spun ce a făcut omul acesta. A plantat majoritatea bisericilor, 6-7 primele biserici au fost plantate de către, a fost pionerul credinței pentecostale în depresiunea Bejului, în zona aceea. Omul ăsta a început să vorbească despre Dumnezeu. Omul ăsta a început să-L mărturisească pe Dumnezeu și până în ultima zi a vieții lui, oamenii spuneau: fratele Petre Codreanu a trăit pentru Dumnezeu. Și mă uitam la sutele de oameni care erau prezenți în curtea acestei familii, înghesuiți. Nu doar numărul lor spunea ceva, ci viața acestui om. Și mi-am dat seama, dragii mei, că merită, știți ce? Merită să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Merită să trăiești pentru Dumnezeu. Știți? Aș vrea să ne ridicăm în picioare, pentru că vreau să ne rugăm. Și vreau să te gândești în seara asta la viața ta. Dumnezeu nu are nevoie de replicile noastre în seara asta. Dar consideră că te întreabă Duhul lui Dumnezeu: pentru ce trăiești? Dumnezeu cunoaște realitatea din inima ta și din inima mea. Aleluia. Și ce vreau să facem în această seară? Aș vrea să ne rugăm Domnului și aș vrea să-i spui Domnului: Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Dacă sunt oameni care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, mă rog din toată inima că în această seară, acolo unde ești, spui: Doamne, aș vrea ca asta să fie ziua în care aflu pentru ce m-am născut. Aș vrea, Doamne Dumnezeu, să mă pun deoparte pentru Tine și să-mi pun viața deoparte pentru Tine, pentru că vreau să mă întâlnesc cu Tine. Zeci de ani din viața lui Simeon a trăit pentru Dumnezeu. A îndurat ocările oamenilor. Zeci de ani, probabil mai bine de 60 de ani, Ana, dragii mei, îl slujește pe Dumnezeu zi și noapte cu post și rugăciune. Știți pentru ce? Pentru câteva momente. Gândiți-vă că Simeon îl ține în brațele lui pe Iisus Hristos. Nu l-a ținut ore întregi, l-a ținut câteva minute pe acest pământ. Și credeți-mă că dacă am avea posibilitatea să intrăm cumva în textul biblic și să fim în urmă cu 2000 de ani, să stăm în preajma lui Simeon, l-aș întreba și eu, probabil ca și dumneavoastră: Simeon, vreau să te întreb ceva. S-a meritat? S-a meritat ani de zile din viața ta să slujești? Ani de zile să înduri ocările oamenilor? Ani de zile să te duci la biserică? Ani de zile să mergi? Ana s-a meritat să stai zi și noapte în post și rugăciune? S-a meritat să-ți distrugi genunchii? S-a meritat? S-a meritat să postești? S-a meritat să cânți? S-a meritat să mijlocești? S-a meritat să crezi pe Hristos? Sunt convins, dragii mei, că amândoi, dacă ar putea să se uite la noi în seara asta, ne-ar spune cu siguranță că s-a meritat. Dacă pentru câteva momente pe acest pământ Simeon, prin ceea ce ne spune,
s-a meritat. Și ce spune Simeon după ce îl vede pe Iisus? Și eu zic, Doamne, mai dăm 5 ani, te rog, să ajung la 100 de ani, să am centenarul și eu. Doamne, vreau să mai trăiesc încă 4 ani să-mi văd nepoții, că-s pe picioarele lor. Și ce spune Simeon? După ce îl dă înapoi pe Iisus, mamei și tatălui său, Mariei și lui Iosif. Și ce spune? Acum, du-mă în veșnicie. Pentru că nu mai vreau câteva minute. Eu vreau să stau o veșnicie și să mă uit la El și să-L văd pe Fiul lui Dumnezeu. Va rândui, dragii mei, Dumnezeu ziua. Va aduce Dumnezeu ziua. Pentru cei care au trăit pentru Dumnezeu o viață întreagă. Dragii mei, Dumnezeu nu ne dă doar minute și momente pe pământ. Dumnezeu ne dă o veșnicie în prezența lui Iisus Hristos. Va veni o zi când cel care a venit în lume să ridice, ne va ridica pe toți. Binecuvântat să fie numele Lui. Spune Domnului, vreau să trăiesc pentru tine. Haideți să ne rugăm, Domnule. Mulțumim, Bunul Dumnezeu, pentru părtășia din seara aceasta. Mulțumim fratelui Dorel, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească osteneala și să fie cu dumneavoastră mai departe în slujire. Mâine seară de la ora 6 sau de la ora 18 este din nou slujbă în casa de rugăciune. Va fi fratele Inu Magda de la Baia Mare și va fi însoțit și de un grup de cântăreți. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Cu binecuvântarea Domnului, eliberăm adunarea. Amin.